Salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker, un nou episod de FIFA 16, cariera cu Steaua. Steaua merge din ce în ce mai bine. Nu știu dacă ați văzut partida cu Dortmund de pe live, însă a fost superbă. A fost superbă, am câștigat cu 5-1, dragilor, 5-1, vă vine să credeți. Iată și celelalte rezultate din UEFA Champions League, Bilbao, Bayern 1-1. Ce a fost mai interesant? Copenhaga a reușit un egal fenomenal pe Stamford Bridge cu Chelsea 1-1. Milanul ne salvează și face un egal cu PSG 1-1 și ne menținem pe locul 2 în grupele UEFA Champions League. Este senzațional ce se întâmplă în aceste momente. Haideți să vedem calendarul competițional. Jucăm cu, iată, jucăm cu Dinamo și după cu AC Milan. Aici va fi greu. Va fi greu, pentru asta am nevoie de sprijinul vostru. Haideți să vedem dacă putem să trecem la acest episod de 1000 de like-uri. Ar fi senzațional și m-aș bucura extrem, extrem de tare. Și iată clasamentul. Jucăm cu Dinamo, avem 23 de puncte. Dinamo 24, suntem pe locul 6. Nu, avem 23 de puncte, doamne, Dinamo 24, 7, 8 puncte, 8 puncte în momentul de față. Viitorul ar avansa 8 puncte și nu e bine, iată Noua Zeelandă mă vrea, îmi pare rău Noua Zeelandă, nu pot să accept așa ceva, în curând oricum, mă voi duce undeva antrenor, eu încă aștept oferta Naționalei României, care pare că nu mai vine, dar asta este, nu-i nimic, noi încă așteptăm, sper că Burleanu mă va primi la Națională. Steaua Dinamo, jucăm împotriva rivalei de moarte din București. Vom face câteva modificări. Ivan Nol bag pe Wellington, îl bag și pe Vardy. Trnovan îl schimb cu Adipopa, Gebhard, Momcilovic. Ăsta e primul 11. Ăsta e primul 11 al Stelei. Pintilii aici, Tamaș, Pap. Da, Pap joacă momentan mai bine decât Varela. E într-o formă mult mai bună, Teixeira îl voi introduce și el în locul lui Andone, îl bag momentan în rezervă, probabil va juca Cristian Balaj, este arbitrul acestei partide, jucă pe propriul teren, împotriva dinamoviștilor, haideți băi să-i batem. Gigantul Iori, Steaua Dinamo, eternul derby, o rivalitate senzațională, oare Steaua va reuși să câștige această partidă pe propriul teren împotriva dinamoviștilor? Iată, Dinamo are posesia în prima repriză, Cristian Balaj la centru, dar eu cred că Steaua va câștiga și de ce? Voi sunteți mereu alături de mine și asta este cel mai important și vă mulțumesc pentru asta. Începe partida, Dinamo atacă de la dreapta la stânga și sunt foarte, foarte curios cum va juca Steaua. Cu Olteanu întoarce bine pe Adipopa, Olteanu, iată Dinamo, ocazie mare, putea fi 1-0, în minutul 4, Dinamo putea marca. Acesta, mai departe pentru Momcilovic, Stanciu vine cu șutul în blocaj, este corner, prima lovitură de la Hos pentru Steaua în această partidă, vine în minutul 16, Corbu este cel care a deviat această minge, iată Reinache, joacă cu Vardy. Jamie Vardy pierde duelul la umăr, nu cred. Jamie Vardy, de ce? Nu reușește, dinamoviștii. Iată, sunt periculoși, șutul pe lângă poartă. O nouă ocazie, Dinamo. A doua mare ocazie pentru dinamoviștii să deschidă scorul în această partidă cu Steaua. Jamie Vardy, lasă-l pe Wellington. Îi pasează lui Wellington în fața lui 1-0. Oh, doamne! Ce șut bun are Wellington, păcat că nu prinde poarta. Iată, revedem această fază. Șutul lui Wellington, Râmnicianu, era foarte greu. Păcat, Wellington putea să scoată mingea în față. Iată dinamoviștii, tot ei. Iată cum Batin, pasă pentru Hanca, e periculos, are șut bun Hanca. Rotariu, mai departe cu Palici, centrează Dinamo, e 1-0. Iată ce rău facem în defensivă. Dinamo deschide scorul în minutul 43. Costache este cel care marchează. Unde ești, Enache? Într-adevăr, și Bourceanu depășit ușor la această fază. Nu înțeleg unde s-a dus Bourceanu. Este 1-0 pentru Dinamo în minutul 43. Iată cât de bine vine acest gol pentru Dinamo. Cât de bine vine acest gol înainte de pauză. Wellington aproape de a ajunge la balon. Dinamo tot ea este în posesie. Tot Dinamo. Recuperează Gebhard. Hai de capul meu, ce se întâmplă în acest moment? Iată Steaua recuperează balonul. Dacă și Tamaș ar da o pasă bună, ar fi și mai bine. Dinamoviștii pot marca și golul 2. Ekeng pasă pentru Palici. Palici în fața lui 2-0. Dinamo este Momcilovic la post. Pap, nu te complica. Nu te complica. Se termină prima repriză. 1-0 pentru Dinamo. Am primit gol în finalul primei reprize. Iată voluntar conduce. Mă scuzați, viitorul conduce cu 1-0 pe Chiajna și în aceste momente
Au nu mai mult, nici mai puțin de 11 puncte avans jucătorii lui Gheorghe Hagi. Wellington pasă pentru Stanciu. Stanciu, mingea deviată, este corner. Corner pentru Dinamo, râmnici, pentru... Să vedem lovitura de la colț. Bourceanu centrează pentru Jamie Vardy. Iată, Jamie Vardy, periculos. Gebhardt, Gebhardt deposedat. Rotariu îl depășește pe acesta în viteză. Rotariu poate centra, se întoarce. Rotariu centrează la 16 metri. Steaua recuperează și acum plecăm pe contraatac cu motorul la Dipopa. Pasă pentru Jamie Vardy, Jamie Vardy. Să vedem ce face acesta, Jamie Vardy. Jamie Vardy, iată se întoarce și Vardy. Adipopa în fața lui 1 la 1, Adipopa, Adipopa, e 1 la 1. Motorul, motoreta Adipopa marchează în derbiul cu Dinamo. Frumos, frumos aici Vardy. L-a simțit pe Adipopa. A simțit că Adipopa va fi acolo, nici nu s-a uitat. Pasează din întoarcere și scorul este 1 la 1. Râmnicianu este învins pentru prima oară în această partidă. O face Adi Popa. Bine Adi, bravo băi băiatule. Cum astăzi Dinamo a jucat bine. A jucat bine, a avut mai mult posesia. Pap, să vedem pe Sombe. O, oh, bizonul. Oare va reuși Sombe să facă ceva? Sombe întoarce balonul, se poate centra. Enacher, fără fault în careu. Enacher, eroarea lui Enacher. Momcilovic, este calm. Iată Teixeira. Ce încearcă Teixeira să facă? Sombe, Niță, senzațional. Ce se dă aici? Se dă fault. Se dă fault în atac. Dinamo marcase, dar Cristian Ballaj fluieră. Fault. Altceva nu am văzut. Momcilovic. Tai de tată. A fost slab azi. De obicei este un jucător ce driblează senzațional. Însă astăzi, Momcilovic, nu i-a ieșit nimic. Ești, ești Niță. Haide, grăbește, grăbește jocul, Niță. Iată-l pe Budescu. Pierde duelul Budescu. Și Budescu, introdus în repriza secundă. N-a făcut nici el nimic, Dinamo 2 la 1, 2 la 1, minutul 85, Constantin Budescu greșește, iar Eric Bicfalvi nu ratează. Budescule, te mănânc, te mănânc, cum să te mai bag eu pe tine, Budescule, când faci astfel de erori? Bicfalvi senzațional, Niță n-are ce să facă, e 2 la 1 pentru Dinamo și în mare parte Dinamo este câștigătoarea acestei partide. Iată acum, haide, câștigăm duelul ăsta. Budescu. A dat fault în atac, am prin planul. Am prin planul și Balaj dă fault în atac. E incredibil arbitrul ăsta. E incredibil ce-i debitează mintea. Senzațional, iată acum. Teixeira, 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 Felipe Teixeira. De ce? Haide mă, fluier, fluier orice, fluier orice faci, dă-mi roșu măcar și lasă-ne în pace. Marco Momcilovic vede cartonașul galben. Cristian Balaș fluieră tot în aceste momente, chiar și atunci când nu e faul. Într-adevăr, acum a fost, n-am ce să zic, a fost faul, dar a exagerat. În loc să avem noi lovitură liberă, a dat pentru Dinamo, iată. 2 la 1 pentru Dinamo în derbiul cu Steaua, ne îndepărtăm tot mai mult de titlul în aceste momente. Ne îndepărtăm tot mai mult, viitorul 3-0 cu Chiajna. Oh, Doamne, e groasă treaba. E groasă treaba în aceste momente. Avem partidă cu AC Milan. Trebuie să ne concentrăm foarte, foarte tare pe această partidă. Și nu știu, nu știu, mi-e frică rău. Mi-e frică rău la câte erori am făcut în partida cu Dinamo. Orice se poate întâmpla acum cu Milan. Poate Milanul să ne bată rău de tot. Mi-e frică. Mi-e frică, au jucători buni. Nu putem spune nimic, dar jucăm pe propriul teren. Jucăm pe propriul teren și putem face față Milanului. Eu zic că putem face față. Ivan va juca cu Andone de această dată. Bourceanu, Răschin cu Kipciu, Grădinaru cu Gebhardt. Da. Jucăm pe Gebhardt, mai departe Momcilovic. Îl schimbăm cu Filip. Fuu, cât de obosiți vor fi jucătorii ăștia. Tamaș intră, Varela, îl bag și pe Toșca în locul lui Pap. Nu avem ce să facem, este nevoit să jucăm în stilul ăsta. Totuși pe Adipo o să-l folosesc. Mă risc. Mă risc în aceste momente, n-am ce să fac, Carja probabil va intra și el pe parcurs, râpă cu siguranță în locul lui Enache, îl bag și pe Budescu aici, Muniru, orice e posibil în locul lui Pintili. Primul 11 al Stelei îl aveți în prim plan, Ivan Andone, Gebhardt, Stanciu, Popa, Kipciu, Filip Varela, Toșca, Enache în poartăniță. Noi ne pregătim de o partidă superbă, o partidă în care ne vom da viața pe teren. Steaua AC Milan, Doamne ajută-ne!
UEFA Champions League, Steaua București și AC Milan, suflarea stelistă și întreaga România este cu sufletul la gură, așteaptă o partidă superbă din partea steliștilor și eu aștept un meci superb, fără erori, sper că vor reuși să facem asta și sper că și voi veți fi alături de mine în continuare, cum sunteți de obicei și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest lucru. Adi Popa, iată-l în prim plan, 3 goluri în ultimele 3 meciuri de UEFA Champions League. Steaua joacă cu AC Milan, dacă vom reuși victoria, în mare parte, reușim și calificarea, cel puțin în UEFA Europa League. Olivo urmărește pe Adi Popa, Montolivo cu Adi Popa, să vedem ce va face Adi Popa, motorul nostru Adi Popa. Intră în careu Adi Popa, însă Diego Lopez, atent, păcat, păcat ar fi fost, a fost o șansă mare de a marca Adi Popa. S-a precipitat. N-am mai știut ce să facă în unele momente. Enache. Bună recuperare acestui Enache. Mai departe pentru Stanciu. Stanciu joacă foarte bine aici pentru Adi Popa. Adi Popa poate centra. Vine centrarea lui Adi Popa. Reține Diego Lopez. Chipciu. Chipciu pasă pentru Ivan. Ivan preluare șutul lui Ivan. Trece puțin pe lângă poarta brată de Diego Lopez. Iată prima ocazie pentru Steaua, minutul 23. Șut de la 17 metri al lui Ivan. Puțin, puțin pe lângă poartă. La un cioc de barză de stâlpul din dreapta apărat de Diego Lopez. Milanul, Carlos Bacca. Carlos Bacca șutează. N-are probleme, Niță. Degajează rapid. Avem 3 jucători în față. Dacă câștigăm acest duel la cap. Ei, Andone. Nu dai arbitre faultă, să nu dai, să nu dai. Iată Milanul, senzațională Milanul, nu cred, oh, își prelungesc prea mult balonul. Iată, Carlos Bacca întoarce pentru Montolivo, poate șuta. Milanul e periculoasă, ocazie mare de gol, cum trece mingea puțin, puțin pe lângă poartă. Doamne, șut din întoarcere, execuție pretențioasă. Era greu să marcheze. Ivan, pasă. Bună pentru Gebhardt, Gebhardt, gol, nu, cum e posibil așa ceva, Steaua poate marca acum, corner, cea mai mare ocazie a partidei, cea mai mare ocazie a partidei și cum a dat pe lângă minge, eu asta nu-mi explic. Într-adevăr aici, iată, n-a fost hands, dar eu nu pot să-mi explic cum a dat el pe lângă minge. Enache pentru Adi Popa, Adi Popa! Din nou corner pentru Steaua. Haideți băieți că putem să câștigăm această parte. Putem să marcăm. Iată Chipciul, așteaptă pe Enache. Vine Enache. Enache. Enache pasă pentru Filip, capitan în această partidă Filip. Ivan, Diego Lopez reține balonul. Pune punct prime reprize, da. Ocazie mare pentru Steaua în finalul primei reprize de a marca. Greu. Greu, dragilor, PSG 0-0 cu Dortmund. Cum ar fi un egal la PSG cu Dortmund și o victoria noastră? Ar fi senzațională. Andor să stea el în offside, nu înțeleg. Nu înțeleg cum să stea acolo în offside. Carlos Bacca nu ratează de obicei în duelul 1-1. Carlos Bacca iese niță, n-are ce să mai facă. Băi, Stanciule, mănânc zilele, Stanciule! Carlos Bacca marchează Toșca. Îl pierde pe Bacca. Iată. L-a pierdut aici pe Bacca. Ha, a încercat să-l ține de tricou Enache. N-a fost Enache acolo. Păcat, Niță iese târziu din poartă. E 1-0 pentru AC Milan. Când Steaua a avut ocazie mare, mare de a marca, Stanciu greșește pasa decisivă. Și iată ce face. Ce face Stanciu? Următoarea partidă. Jucăm cu PSG-ul, în timp ce Milanul va juca cu Dortmund. Trebuie să reușim ceva. No, no, no. No, 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 no. Da, ne mănâncă în aceste momente și Enache. Vreau să văd dacă a fost fault. Și-a lăsat piciorul, inteligent Bacca. Tot el poate marca. Carlos Bacca, să vedem în duel cu Niță. Carlos Bacca, apără Niță, senzațional! Niță scoate penaltiul, apără fenomenal Niță. Și acum Steaua poate pleca pe contraatac. Gebhardt, să-l vedem pe Gebhardt. Ține mingea în teren, Gebhardt, că te mănânc. Ivan, Ivan. Foarte bine, Ivan se descurcă, avansează Ivan. Pasă pentru Adi Popa, Adi Popa joacă cu Andone. Andone, driblingul bun al lui Andone, șutul lui Andone. Hehehe. Doamne, ce ghinion avem! Ce ghinion avem în aceste momente, însă intervenția lui Niță este una senzațională. Ne ține în viață Niță, scoate penaltiul din fața lui Carlos Bacca. Steaua acum forțează. Dacă Stanciu n-ar mai greși atât de mult, iată pe Chipciu. Chipciu avansează, Chipciu. Chipciu, Chipciu, poate pasa Chipciu.
Du-te, bă, și lasă-mă, bă. Doamne, ce pase! Greșim pasele ușoare. Asta mă deranjează foarte tare. Iată Stanciu, mai departe pentru Enache, are șut bun, Enache vine cu șutul, Enache bară! Ivan ratează cu poarta goală! Ratează cu poarta goală, Ivan! Steaua are ghinion în aceste momente! Steaua are ghinion în aceste momente, bară Enache și Ivan ratează cu poarta goală! Ghinionul le urmărește în aceste momente, Steaua, iată din nou pase greșite! Din nou pase greșite! Haide, 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 băi, Gebhardt! Gebhardt a bătut bine aici, foarte frumos. Filip. Mai departe, Filip, pentru Stanciu. Stanciu preferă să joace acum cu Ivan. Ivan însă îl trădează viteza pe Ivan. Diego Lopez, senzațional. Steaua în pressing. În pressing avansat, steliștii. Facem schimbare. Ivan. Eject. Schimb, schimb, bai. Nu, îl bat pe Sulei Munir. Îl bat pe Munir în teren, nu se poate. Budesc oricum a dezamăgit. Trei schimbări face Steaua în minutul 67. Trebuie să forțăm măcar egalarea, dragilor. Wellington intră și el pe terenul locului Ivan. Cum să ratez cu poarta goală, Ivane? Haide. Am înțeles unele faze, dar nici chiar așa. Iată, aleargă Andone. Andone s-a bătut mult în această partidă. No, Răduțule. Este offside. Muniru, Toșca, mai departe pentru Enache. Enache, cum să dai pas acolo, Enache? Aruncare de la margine pentru Steaua, minutul 71. Sperăm la revenire, dragilor. Sperăm la revenire, Enache. Pas acum pentru Muniru, 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 iai! Uite-l, bă, uite-l, bă, că mă enervează. Cine are mingea? Cine are mingea, domn arbitru? Eu sau el? Zici că dă forțare ca la handbal, să nebunesc. Nu cred așa ceva. Hai să nu mai jucăm atunci, să ne dăm la o parte. Dacă e vreun jucător de al Milanului pe acolo, nu? Eu așa zic. Steaua joacă bine în aceste momente, dar păcat că nu reușește să marcăm. Fernando Varela, unde duceai Varela? Ați văzut Varela ce face? Barça 2-2 cu Zenit. Iată o surpriză. Până acum, Barça 2-2 cu Zenit. Steaua nu reușim în aceste momente să avem poziția. Verdi a avut o ocazie mare. Haideți băieți. Haideți băieți în pressing. Iată, câștigăm acum balonul. Wellington pleacă. Wellington îl pasă pentru Gebhardt. Haide, Gebhardt. Wellington e înalt. Pentru el este acest balon, nu pentru Andone. Mai să-i spargă mufa lui Andone. Aruncare de la margine pentru Steaua. 10 minute au mai rămas până la final. Steaua în continuare pune presiune. Enache, Enache, în blocaj. Enache, ești vai de mama ta, Enache. După ce că mi-a găsit o grămadă de faze, iată ce face și acum. Până șutează Enache, până își pregătește șutul. Păi bă, Enache, bă, tată, bă. Când, până când o să mai iert și eu? Până când să vă mai iert toate fazele astea? Varela. Varela joacă cu Sulei Munir. Munir. Se întoarce Munir, senzațional. Munir. Munir. Dă-i, frate, drumul la pase. El Shaarawy are viteză, vine Toșca. Dar Steaua ușor, ușor pierde această partidă. Timpul trece, iată Luis Adriano, e proaspăt. Enache depășit de Luis Adriano. Luis Adriano avansează. Oh, dacă Luis Adriano cădea, era penalti. Nu mai avem timp. Nu mai avem timp, păcat. Toșca, Varela se dă la o parte. Varela, iată pas acum pentru Filip. Avansează Filip. Liber în acea parte Filip. Pleacă, leule, pleacă. Iată acum puținul. A fost luat pe sus, Filip. A fost luat pe sus, Filip. Arbitru n-a dat nimic. Într-adevăr, s-a terminat. Eu zic că nu mai avem șanse. Stai în poartă, Niță. Iată Verdi. Frica Milanului. Hai, Varela, hai, Varela. Aruncare de la margine pentru AC Milan. Da, iată Milanul, poate profita și poate marca la această fază, bară! Doamne, și nu cred că mai avem timp. Arbitru cu siguranță nu va mai lăsa. Cu siguranță nu va mai lăsa. Toșca greșește pasă. Bravo, Toșca, îți mulțumesc, Toșca, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Niță, senzațional! Păcat de acest portar, Steaua ia bătaie în aceste momente. Putem trece pe ultimul loc, iată cum este viața. Cum e fotbalul, am jucat mai bine. Am jucat mai bine decât AC Milan, însă am luat gol pe erori. S-a terminat. Îmi pare rău, băieți. Îmi pare rău, însă eu știu că voi sunteți alături de mine, indiferent ce s-a întâmplat.
Dorm un bate. Dorm un a bătut. Măcar asta e bine. Măcar asta e bine. Haideți să vedem grupele UEFA Champions League. Haideți să vedem grupa UEFA Champions League, că nu se mai poate. Nu se mai poate, dragilor. Milanul este... Puh. Șanse mici. Șanse mici de a merge în primăvara UEFA Champions League. Șanse mici. Avem cu PSG-ul. Trebuie neapărat să facem măcar rezultatul de egalitate pentru a merge în UEFA Europa League. Însă, voi ce credeți? Milanul se încurcă cu Dortmund și noi batem pe PSG și mergem mai departe pentru că avem golaverajul mai bun. Sperăm la asta. Sperăm la asta, dar până atunci, dragilor, noi ne vom revedea la un alt episod. Vă mulțumesc din nou foarte, foarte mult că ați fost alături de mine și la acest clip. Până data viitoare, toate cele bune, papa. Și nu uita, un like, un share, un comentariu, un subscribe. Până data viitoare. Pa!